Nimeni nu vrea să fie plictisitor pentru că asta înseamnă că nimeni nu vrea să fie împreajma ta, deci nu vei avea prieteni. Tu ești o ființă socială, deci vrei să fii plăcut și admirat. Vrei să ai prieteni care să te susțină și să te ajute atunci când ai nevoie. Deci trebuie să înveți să fii o companie plăcută. Partea bună este că poți învăța să fii mai deschis și să ajungi la un statut social mai ridicat, astfel încât oamenii să fie atrași de tine. Așa că astăzi vreau să vorbim despre 6 pași pentru a nu mai fi plictisitor. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul pas pentru a nu mai fi plictisitor este să începi să discuți despre orice. Nu trebuie să fii neapărat în totalitate de acord cu ce spune altcineva, dar trebuie să fii deschis și să ai curajul să vorbești subiecte grele, cât și subiecte comune și facile. Dar înainte de a deschide gura, încearcă să te documentezi și să verifici din mai multe surse informațiile pe care le spui. Și pe cât posibil fii sincer cu tine, dar și cu ceilalți, pentru că adevărul inițial poate părea neplăcut, dar oamenii vor aprecia mai târziu sinceritatea ta și vor avea încredere în tine. Al doilea pas pe care trebuie să-l faci ca să nu mai fii plictisitor este să încerci lucruri noi. E foarte important să ai o bază, să știi ce îți place și ce funcționează pentru tine, dar cred că noutatea ne ajută să evoluăm și să devenim persoane mai bune și să găsim beneficii în locuri în care nu credeam că este posibil. Și uite așa îți lărgești orizonturile și trusa cu scule care te ajută să treci mai ușor prin viață. Așa că data viitoare când îți cumperi înghețată, încearcă și cu alte arome, nu doar cu ciocolată, pentru că s-ar putea să găsești o nouă aromă favorită. Încercând lucruri noi, ajungi să capiți experiență în domenii diferite, iar cu cât știi mai multe, cu atât vei deveni mai puțin plictisitor pentru cei din jurul tău. Al treilea pas este să încerci să fii mai amuzant. A fi amuzant nu înseamnă doar să spui glume, înseamnă și să dai răspunsuri inteligente și surprinzătoare, să folosești retorica și sarcasmul, dar și tachinarea într-un mod blând și atent ca să nu-l jignești pe cel din fața ta. Aceste lucruri necesită inteligență și nu toată lumea este capabilă să le pună în aplicare sau să le înțeleagă substratul. Un alt lucru care necesită în primul rând încredere de sine este capacitatea de a râde de tine fără să pară că te mustrezi. Nu este absolut necesar să fii optimist ca să râzi, dar nu râde la absolut orice. Când e cazul să fii serios, fii serios. Când e cazul să râzi, râzi și oamenii vor fi în preajma ta pentru că nu vei părea un ciudat. Al patrulea pas pe care trebuie să-l urmezi ca să nu mai fii plictisitor este să fii imprevizibil. N-aș recomanda să spui fiecare plan al tău primei persoane pe care o întâlnești pe stradă. Lasă loc de mister și fii mai precaut, astfel încât să îi surprinzi pe toți. Și când spun imprevizibil, nu mă refer la a fi haotic și dezordonat, nici pe departe, totuși e bine să ai o rutină și să fii organizat. Mă refer la a surprinde pe toată lumea prin acțiunile tale și a le depăși așteptările, dar și să accepți provocări pe care nimeni nu credea că le poți duce la capăt. Al cincelea pas pentru a nu mai fi plictisitor este să fii ambițios. Când ești un lider, un motivator, cineva care nu se dă ușor învins, vei atrage lângă tine alte persoane care se vor molipsi de la atitudinea ta. Vei atrage inevitabil și contestatari, dar cu siguranță nu vei fi plictisitor. Pentru că oamenii nu-și pierd timpul comentând pe altcineva care se lasă ușor influențat și condus de oricine. Așadar, fii ambițios, ai o viziune, fă-ți un plan pe care să-l pui în aplicare, chiar dacă nu multă lume crede în tine. Iar când vei avea succes, cu siguranță nu li se va mai părea atât de amuzant așa cum li s-a părut la început. Și în final, al șaselea pas pe care trebuie să-l urmezi ca să nu mai fii plictisitor este să interacționezi mai des. Salută oamenii mai des, interesează-te de viața lor și fii prietenos. Făcând asta destul, vei cunoaște diferite tipuri de oameni și vei învăța cum să te comporți și să-ți dezvolți abilitățile de comunicare, dar și limbajul corporal. Și nu numai asta, pentru că nu vrei doar să nu fii plictisitor. Asta te va ajuta și la a găsi persoane cu care să ai lucruri în comun și cu care să te înțelegi bine. Nu-ți pierde timpul încercând să impresionezi persoanele greșite, pentru că până la urmă nu e despre a fi sau a nu fi plictisitor. E mai mult despre a găsi persoanele cu care să creezi legături puternice și de lungă durată, persoane care să-ți fie alături la bine și la greu orice ar fi. Da, oamenii, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi lăsați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost EdiAdvice sau Edi, și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!